să dispari în 1916. Era foarte greu. Era război. Și atunci pleacă prin Rusia, ies prin Finlanda și ajung în Occident. Dar ei ajung la Petrograd tocmai în momentul când se consumă Revoluția. Și ea îi scrie lui Carol, zice, e unul pe tank și îl cheamă Lenin. Spuneți câte ceva despre Filiti, această familie. De unde vin, când au ajuns prima dată în țările române? Știți, sigur, m-am interesat. Fiecare dintre noi, în momentul când se căsătorește, vrea să vadă cu cine are de-a face, nu? Dar aici lucrul mi-a fost înlesnit, pentru că de la început era vorba de socrul meu, Ioan C. Filiti. Și atunci sunt în măsură, lasă că am și fost acolo, mă rog, m-au primit la Zița, cum nu se mai poate de bine. Zița fiind sudul... Zița este la 26 de kilometri de Ioanina, în Epir. Și de acolo pornește... Bine, ei se pare totuși că sunt din Zakynthos, dintr-o insulă, dar sunt atestați în secolul XVIII, acolo la Zița, Dositei Filiti, începătorul ramurii românești, fiind născut într-un sat la 3 km la Parakalamos. Și să știți că grecii, spre deosebire de noi, au o stăruință de a căuta, de a face o documentație care merge până la ultima piatră pentru toți oamenii lor. Și evident că și pe acest Dositei Filiti, să știți că și-l revendică. Testamentul lui e foarte interesant, pentru că nu mai e testamentul unui grec. Are o avere foarte mare. Acum să nu începem de unde și-a făcut-o. Un mitropolit avea bani. Bun. Jumătate o lasă statului grec, jumătate statului român, țării românești. El a dat deopotrivă bisericii ortodoxe, bisericii reformate, bisericii catolice, școlilor. Și-a împărțit toată averea, dar a mai făcut un lucru. El a clamat și a lăsat scris în testament. Singura șansă de afirmare a românilor este să se școlească. Prin urmare, lasă bani, 60.000 de galbeni, ceea ce era o sumă foarte mare la vremea aceea, cumpărați o moșie, o exploatați și din venitul acestei moșii constituiți burse. Burse de studii în străinătate. Era normal, pentru că la vremea când se face, la 1825, când face el acest testament, noi nu aveam un învățământ superior deosebit. Și bursele au început să funcționeze, nu imediat, au început din 1842 și au mers până la al doilea război mondial. Mai e ceva, bursele nu erau pentru teologie, sau au fost și pentru teologie, erau pentru drept, pentru medicină, pentru arhitectură, pentru puericultură, pentru femei și pentru bărbați. Printre beneficiari, trebuie să vă spun că a fost rectorul Universității din Atena, miniștri de-ai noștri, C.C. Arion a fost unul din
beneficiari și chiar Neagu Giuvara. Neagu Giuvara este copil postum, adică tatăl lui a murit de gripă spaniolă în primul război mondial, înainte de nașterea lui. Și mamei lui nu i-a fost foarte ușor. E, când a ajuns la vremea școlii, Neagu a primit o bursă pentru liceul din Nisa. Trebuie să vă spun că toate locațiile astea care merg de la Kiev până la Edinburgh și de la Roma până la Varșovia și le alegeau postulanții. Nu era vorba de o sugestie făcută de așezământ. Eu vreau să studiez astronomia la Glasgow și primea o bursă. Acum s-au dat 292 de burse. Și sigur că eu am avut curiozitatea să mă uit la acești beneficiari. N-aș spune că erau foarte leneși, dar nici nu se îndemnau prea tare la învățătură. Și atunci se cam lungea povestea. În loc să stea 3 ani, 4 ani, întâlnesc și oameni care stau 9 ani. Dar știți care sunt facultățile cele mai... Nu e facultatea lenevoasă, e candidatul de la noi. Facultatea de Drept de la Paris. Îi uita Dumnezeu făcând dreptul acolo. Trec peste lucrul acesta. Sigur, dacă vreți, așezământul a suferit după marea reformă agrară din 1921. Proprietatea a mai fost redusă, dar totuși ar mai fi funcționat și a funcționat, cum o dovedește și arhiva socrului meu, Ion Filiti. Însă, în momentul când au venit comuniștii, s-a terminat și așezământul a devenit istorie. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre acest istoric, Ice Filiti. Era nepotul lui Dositei. Îi venea nepotul lui Dositei, pentru că Dositei face ceva ce face toată lumea. Nu? În momentul când vine în Țara Românească și când ascensionează, este episcop de Buzău, perspectivă materializată în 1794 să ajungă mitropolit, își aduce familia, nu? Un nepot, încă un nepot. Și în testament e foarte drăguț, pentru că pe unul din nepoți, care e absolut adorabil, e un doctor, Constantin Filiti, care a adus cultura cartofului la București. Și în cronica țării există notele astea, Dionisie Ecleziarhul care reține, zice, să duceau bucureștenii la priveală să vadă găluștile lui Filiti. Ce porcărie e asta? Și încet, încet și-a dat seama că nu e o porcărie. Știți foarte bine, să culeg târziu, e noroi, e mizerie și când scoți cartoful din pământ, n-arată foarte bine. Dar pe urmă, dacă îl speli și îl coci sau îl fierbi, a ajuns mâncarea multora, mâncare esențială. Și te aștepți, îi lasă celălalt, Silvestru Filiti, îl ține la facultate, ajunge doctor, ajunge arhiatros, adică doctor șef al Bucureștiului și în testament zice, nu-ți las nimica, că te-am ținut la școală. Că totuși, știți, în ajunul morții, nepoții se uitau lung, așteptând ce o să capete. Zice, nu, că te-am ținut la facultate. Ion Filiti are E fiul lui Silvestru? Sau? Nu e fiul lui Silvestru, este fiul lui Constantin. Că și aici sunt niște lucruri, știți, este o ramură care, dintre care Procopie e prefect de Ploiești, de Prahova, și Procopie are un băiat, tabloul era fermecător, era îmbrăcat așa, știți, cu un sileaf splendid de mătase, cu arme, cu nu știu ce. Socrul meu era băiatul lui Constantin Filiti, militar de carieră, aghiotant al lui Cuza. Și la noi lucrurile s-au întâmplat așa, să repetă, e un dat al românilor, dacă vreți. După ce a fost aghiotantul lui Cuza, a trecut la Carol.
Și lucrurile au mers foarte bine. Acest bunic al... A participat și la momentul ăla din 1866, din februarie. A trecut de, direct de... A trecut direct, adică Carol s-a uitat. Ăsta era aghiotant de carieră, adică ofițer și aghiotant. Că știi niște lucruri să le faci. Constantin Filiti se dusese cu cuza, știți, când a trebuit să facă în sfârșit un gest de supunere față de sultan. Și relata în familie totuși atitudinea lui Cuza foarte demnă. S-a așezat pe o canapea acolo, nu i-a trecut prin minte să-i pupe papucul sultanului sau chestii de felul ăsta. Sultanul stătea în poziția... Sultanul stătea foarte demn. De fapt, de două ori a fost Cuza. De două sigur, ori, de două și l-a însoțit ăsta. Și pe urmă, sigur, Carol, care... Gândiți-vă, era un om foarte tânăr, venea într-o lume pe care nu o cunoștea deloc. Sigur că toți oamenii ăștia, cum era și Constantin Filiti, vorbeau o limbă străină, speță franceza, puteau să dialogueze și lucrurile au mers bine. I-a fost ofițer aghiotant în asemenea măsură încât există un tablou al domnitorului, al lui Carol I, din 1877, e în fața plevnei și îl are în spate pe Constantin Filiti. Socrul meu se naște în 1879 și este elev la Sfântul Sava. Și este la concurență, că nu era concurența totdeauna, cu Ighe Duca. Și mereu au fost, Filiti a fost mereu puțin mai sus, puțin mai sus. Nu vreau să spun nicio clipă că Ighe Duca n-ar fi fost cu totul excepțional ca student. Și-a făcut Filiti, și-a făcut studiile la Paris, la Sciences Po, și pe urmă, foarte tânăr fiind, intră în Ministerul de Externe. La 34 de ani este directorul Direcției Politice. Cu studii, pe urmă, ca diplomat la Roma, foarte mult, la Constantinopol, dar din nenorocire, trebuie să spun că în primul război mondial el a fost pro-german. În asemenea măsură încât autoritățile noastre politice, liberalii, refugiindu-se la Iași, au rămas aici, cum să știe, Petre Carp, Marghil Oman, Manolachi Costachi, rămâne și el. Și este numit prefect de Ialomița. Și lasă un jurnal foarte interesant ce se întâmpla în Ialomița sub administrație germană. Funcționar al Ministerului de Externe, rămas în zonă ocupată, prin urmare, și rămas ca funcționar colaboraționist. Rezultatul? Curtea marțială îl condamnă la moarte. E mare întrebarea, și întrebarea e cu adresă, să știți că nu o pun așa retoric. E mare întrebarea dacă ar fi făcut mulți români gestul acesta, adică condamnați la moarte fiind, să se ducă la tribunal să se apere. El face chestia asta. Cu cine? Este însoțit de nenea Lică, de Alexandru Filiti, cel care a condus șarja de la Robănești. E o poveste prea bine cunoscută și la noi și în Europa. S-a consumat în noiembrie 1916, când li s-a cerut unor militari români să anihileze un cuib de mitralieră german. Românii erau călare pe cal și cu săbii în mână. Sabie contra mitralieră, vă dați seama ce șansă aveau. Nu discut ce s-a întâmplat. Până la urmă, mitraliera a fost neutralizată, nici ăstora nu le-a fost moale. Între altele, nenea Lică a căzut prizonier și a stat multă vreme în prizonierat german.
Dar, evident, era general al Asiuit, pe urmă, când a fost eliberat, a murit în 1973. Și cu acest frate se duce socrul meu, pledează amândoi și este absolvit de vină. Care a fost justificarea lui? Am fost funcționar în vremea ocupației germane, dar eu, ca și alții, eu m-am interpus între populație și ocupant. Trebuia să existe asemenea factor? Și face demonstrația care i-a convins pe judecători. Numai că una este să scapi cu viață și alta e să promovezi în continuare. Visul lui, când nu mai putea să intre în Ministerul de Externe, era să devină profesor la facultate, profesor de drept. Și a avut un tovarăș de breaslă, pe Nicolae Iorga. Să știți că eu am editat vreo 13 volume din opera lui Iorga și am lucrat la Institutul Iorga o viață, dar trebuie să spun că Iorga ca om era foarte ranchiunos. Și sigur că Filiti i-a dat și prilejul cu această orientare, că Iorga a fost un patriot desăvârșit, nu se discută. Că a susținut totdeauna atașarea României la puterile Antantei, iar așa, e fără discuție. Am scrisori ale lui Nicolae Iorga către domnul Filiti, care, în calitate de director în Ministerul de Externe, era în măsură să-i pună la dispoziție niște fonduri pentru acțiunile lui din afară. Scrisori foarte plăcute, foarte frumoase, fără niciun fel de cusur. Acum când îi se cere, sau nici nu trebuie să îi se ceară, el simte nevoia, public să spună nu se poate, e un trădător. Câtă vreme trăiesc eu, Filiti nu va deveni profesor. Și s-a ținut de cuvânt Nicolae Iorga. Ori începe o viață foarte penibilă pentru acest Ion Filiti, pentru că pur și simplu n-are din ce trăi, de unde fusese foarte bogat și bogăția îi venea în primul rând din zestrea nevestisii, Sanda Ghica. După 1921, marile moșii sunt reduse. În plus, el fiind prefect în Ialomița, iar soția lui ducându-se la Cârniceni, o moșie lângă Iași, să mai salveze în timpul războiului ce se putea salva, au avut un vechil, un administrator, un om de încredere, au crezut ei. Orela a falsificat iscălitura lui Filiti, a luat niște fonduri, le-a făcut praf și pe urmă s-a împușcat. Ăla s-a împușcat și ăstălalt a rămas fără niciun ban. Și pentru că în istoria familiei Filiti sunt și treburi frumoase, povești de dragoste, care nu se termină bine, dar cât au durat, au fost frumoase, ceva l-a salvat. Ce? E vorba de băiatul altui frate al socrului meu, care era senator de Ialomița, Nicolăiță Filiti. Nicolăiță Filiti avea un băiat și o fată, Puiu Filiti și Ela Filiti. Puiu Filiti s-a născut în același an, aceeași lună și aceeași zi cu Carol al II-lea. Și bunicul, fiind aghiotantul regelui, acest copil, Puiu Filiti, a copilărit cu viitorul Carol al II-lea și cu sora lui, cu această Ela Filiti. Și toți acești trei copii cresc, până când băiatul și fata, deci viitorul Carol al II-lea și Ela Filiti, ajung la anii când puteau să se privească altfel decât ca doi copii care se jucau în nisip. Și a urmat o idilă teribil de frumoasă, teribil de nefericită. Nefericită de ce?
Eu am publicat de-al minter jurnalul ei. E jurnal anotat de Carol. Și o să vă mire. Ea e mai realistă și spune, nu o să putem fi împreună. Tu ești principele moștenitor. El e mai încrezător, pentru că textul e anotat chiar de Carol. Trebuie să ai încredere, trebuie să ai încredere. Jurnalul e tulburător. Să despart. De ce? A intervenit regele Ferdinand. Regele Ferdinand, la rândul lui, avusese o poveste nefericită cu Elena Băcărescu și atunci, ca să nu se repete povestea, l-a chemat pe Nicolăiță Filiti, ia-ți fata și dispari. Cum să dispari în 1916? Era foarte greu. Era război. Și atunci pleacă prin Rusia, ies prin Finlanda și ajung în Occident. Dar ei ajung la Petrograd tocmai în momentul când se consumă revoluția și ea îi scrie lui Carol, zice, e unul pe tank, se-l cheamă Lenin și arată așa și așa și, mă rog, ea este în hotelul Rosia și cască gura și povestește. Sunt niște lucruri interesante, adică care fac parte din istorie, nu? E, probabil că și amintirea aceasta va fi făcut ca în 1926 regele Ferdinand să-l numească în Consiliul Legislativ. Și socrul meu avea să iasă la pensie ca membru al Consiliului Legislativ. Și avea să moară în 1945, cum spunea soțul meu, zice, a murit la timp, pentru că probabil l-ar fi înhățat comuniștii. Doamne, iartă-mă, sunt tentată să spun același lucru și despre Nicolae Iorga, pentru că Iorga nu-și ținea gura niciodată și este evident că ar fi fost foarte vocal în aprecierea regimului introdus de sovietici și probabil nu-l așteptau zile bune. Sigur, el a terminat îngrozitor, asasinat de altă forță extremistă. Asta ne este istoria, știți? Și cred că noi trebuie să ne asumăm. Dați-mi voie să închei cu această recomandare. Dacă vreți să trăiți cu adevărat, informați-vă, deveniți oameni educați. Cred că educația e singurul lucru care ne poate salva. Cu cât ești mai bine educat, cu atâta știi să reziști mai bine presiunilor sociale, poți să citești mai mult, poți să înveți mai mult, poți să pricepi că ești o ființă omenească care merită să trăiască.